Diana a anunțat că este însărcinată, a făcut anunțul chiar de ziua lui Dani printr-un mesaj pe care i l-a transmis. Mesajul sună cam așa: La mulți ani, iubirea mea, îți doresc din suflet să ai parte doar de iubire, multă sănătate și fericire alături de noi, toate visurile și planurile tale să se îndeplinească exact așa cum îți dorești. Ești cel mai minunat, iubitor, răbdător, familist, soț, ești exact cum mi te-am cerut la Dumnezeu și așa am norocul să mă bucur de tine pentru o veșnicie. Să-ți dea bunul Dumnezeu putere, răbdare și multă încredere în tine pentru că poți reuși absolut orice îți propui și noi vom fi alături de tine la orice pas ca o familie ce suntem. Te iubim și ne mândrim cu tine, tati, i-a transmis Diana. Dani a răspuns la mesajul Daianei: Mulțumesc din suflet, dragoste, cu tine am ajuns în punctul în care mi-am dorit mereu să fiu lângă o femeie de milioane, cu un suflet pur și să facem un grăsunel din dragostea noastră frumoasă, ceea ce s-a și întâmplat. Abia aștept să vină pe lume sufletul nostru. Te iubesc din tot sufletul meu, a spus Dani. Au făcut câteva postări pe Instagram cu ecografia Daianei. Și i-a scris acolo: La mulți ani, iubirea mea, îți doresc din suflet să ai parte doar de iubire multă și sănătate. Au anunțat că la ora 21 vor face un live pe TikTok pentru cei care îi urmăresc și vor să le transmită gândurile lor.